Lavanda sau levânțica, planta minune, cel mai bun somnifer natural. În preajma unei culturi de levânțică, ne învăluie un parfum delicat, de o deosebită finețe, care ne transmite o stare de liniște, seninătate și reverie, asemenea unui cadru natural paradisiac. Această specie aromată este considerată o plantă minune, care preia din natură razele solare ale lunilor de vară și le transformă într-un ulei eteric cu un parfum diafan, blând, ce ne inspiră bucuria de a trăi. Originară din ținuturile mediteraneene, Africa de Nord, Asia de Sud-Vest și insulele Canare, lavanda crește spontan pe terenuri aride, calcaroase, pietroase și puternic însorite, urcând până la altitudini de 700-800 de metri, uneori până la 1800 de metri pe coastele sudice ale Alpilor Inferiori. Din vechi informații rezultă că primele culturi de lavandă au fost realizate în Arabia, de unde au fost aduse plante în Europa de către negustorii greci cu 6000 de ani înainte de Hristos. Denumirea științifică de lavandula a derivat de la cuvântul latin lavo lavare, a spăla, a curăța, florile fiind utilizate de către romani la parfumarea băilor și la vindecarea rănilor căpătate în timpul războaielor. Majoritatea limbilor europene și non-europene denumesc această plantă după sursa latină, lavandă, lavandină, lavandula, levanda, laventeli, levânțică, lavendel. În Europa medievală, culturile s-au extins în câmp, sere și apartamente, mai mult în sudul Franței, Spania și Italia, unde a fost creată o formă hibrid numită lavandula intermedia, obținută prin încrucișarea dintre lavandula angustifolia și lavandula latifolia. Pe la începutul anilor 1600, a fost introdusă în Anglia, unde a devenit foarte populară, mai ales în timpul domniei reginei Elisabeta I și a casei Stuart, fiind floarea preferată a reginei Maria Henrietta, soția regelui Charles I. Din Anglia a fost răspândită pe toate continentele, mai întâi în America de Nord și apoi în Brazilia, Argentina, China, Japonia, India și Bulgaria. Producția mondială de ulei eteric a ajuns la 3 până la 500 de tone anual, din care 85-90% se produce în Franța. În România, primele tufe de lavandă au fost aduse în jurul capitalei de către grădinarii bulgari, după care s-au extins în culturile din sudul și vestul țării. Astfel că în anul 1990 existau peste 3000 de hectare cultivate. Fiind o plantă perenă, poate supraviețui pe același teren timp de peste 15 până la 20 de ani, având o bună rezistență la temperaturi scăzute și la secetă și puțin pretențioasă la tipul de sol. Iarna suportă bine gerurile dacă este acoperită cu zăpadă sau cu strat de paie, frunze uscate sau pământ nisipos, care îi asigură rezistența la temperaturi de minus 30 de grade. Primăvara pornește mai greu în vegetație, abia după ce s-a atins temperatura de 10 până la 14 grade. Vegetează bine în zonele aride, bine însorite, pe terenuri de coastă și pe soluri bogate în calciu. Nu suportă excesul de umiditate sau terenurile inundate. Înmulțirea se face prin butaj în luna septembrie, folosind un compost din turbă și nisip. Recoltarea florilor se face manual la începutul înfloririi și la înflorirea intensă, lunile iunie-august, între orele 9 și 14, când există conținut maxim de substanțe active. După transportul imediat în coșuri căptușite, se folosește fie la extragerea uleiului eteric prin distilare, fie se usucă într-o încăpere umbrită și bine aerisită în strat subțire. În
În terapeutica medicală, lavanda are multe utilizări, atât ulei volatil, cât și florile uscate, prelucrate sub formă de infuzii, tincturi, uleiuri, inhalații, băi generale și de picioare. Acestea sunt indicate în diferite afecțiuni maladive în funcție de proprietățile vindecative specifice, sedative, antispastice, tonic nervoase, întăritoare ale nervilor, ușor hipnotice, antiseptice, antibacteriene, hipotensive, carminative, coleretice, diuretice, sudorifice, antifebrile, afrodisiace, antiinflamatoare, analgezice, cicatrizante, dezinfectante, vermifuge și puternic aromatizante. Deși planta a fost folosită din vremuri imemorabile, abia în al doilea deceniu din secolul 20 au fost descoperite proprietățile terapeutice ale uleiului eteric de către chimistul francez René Maurice Gattefossé, care s-a vindecat de o arsură gravă la mână, rana rămânând fără cicatrice. Cele mai frecvente utilizări ale lavandei sunt orientate spre tratamente în stări de iritabilitate nervoasă, spasme, epilepsie, migrene, vertij, amețeli, surmenaj, isterie, dureri de cap, stres psihic, depresie psihică, anxietate și stări de melancolie. Tratamentul cu lavandă este considerat cel mai eficient remediu în combaterea insomniei cronicizate și a paraliziei limbii. Se folosește sub formă de tinctură preparată din 100 de grame de flori în 500 ml alcool, macerată timp de 1 până la 2 săptămâni, cu rol în tratarea stărilor de tristețe, angoase și insomnie. Tinctura se diluează o linguriță la 100 ml apă fiartă și răcită și se iau 4 până la 6 linguri pe zi sau se aplică sub formă de comprese la tâmple contra migrenelor, mai ales la persoane cu tonus scăzut, sensibile, deprimate sau stresate. În tratamentul agitației nervoase și în stări de insomnie se recomandă o infuzie, una până la 2 lingurițe flori uscate la 200 ml apă clocotită se infuzează 5 până la 10 minute, din care se beau zilnic 2-3 ceaiuri îndulcite cu miere. În cazul tulburărilor cronice de somn, este binevenită o baie înainte de culcare, în care se toarnă o infuzie concentrată de lavandă, 2 lingurițe la 250 ml apă sau câteva picături de ulei eteric, asigurând un somn plăcut și revigorant. Tot în insomnia cronică este indicată introducerea unui săculeț din pânză plin cu flori de lavandă sub pernă la culcare, asigurând un somn liniștit și odihnitor. În amestec cu flori de sunătoare se realizează un bun somnifer, care asigură un somn lin și cu vise frumoase, iar în amestec cu talpa gâștei creează un sentiment durabil de confort afectiv, contribuind la instalarea unei trăiri binefăcătoare de tandrețe, altruism și optimism ponderat. Un amestec mai complex, lavandă, tei, sulfină și captalan, este recomandat persoanelor cu nervi slabi, aflați în convalescență, la cei cu insomnii chinuitoare și cu stare de proastă dispoziție după trezire. În fiecare zi se beau câte 2 căni de ceai cald, preparați formă de infuzie, într-o cură de 3 până la 4 săptămâni. În urma unei tensiuni emoționale este posibil să apară o încordare musculară, însoțită de durere și rigiditatea gâtului și a umerilor. Se comandă o baie caldă, în care se adaugă infuzie concentrată de lavandă cu efect relaxant. Lavanda are rol stimulator, tonic și antispasmodic în combaterea bolilor pulmonare și a căilor respiratorii inferioare și superioare, astm, bronșic, pneumonie, congestie pulmonară, gripă, tuse seacă, spastică și convulsivă, uturai, laringită, stări febrile eruptive și antiseptic asupra secrețiilor pulmonare.
se folosește infuzie de lavandă, una până la două lingurițe flori uscate la 250 ml apă clocotită, din care se consumă câte 3-4 cești pe zi îndulcite cu miere de albine. Tintura de lavandă aplicată în formă de comprese cu masaj ușor pe piept, precum și inhalații cu aburi de infuzie, dau rezultate bune în boli acute ale plămânilor, cum ar fi pneumonia, pleurezia, congestia pulmonară, anghina și gripa. Florile uscate și mărunțite de lavandă intră în compoziția țigărilor antiasmatice. În decursul multor generații, lavanda a dovedit eficiență remarcabilă în tratarea unor boli digestive pe fond nervos, cu afecțiuni de ficat, icter, hepatită cronică, deschinezie biliară, stimularea secreției bile datorită conținutului în taninuri, indigestii și indispoziții stomacale, colici abdominale, grețuri, diaree, balonări și lipsa poftei de mâncare. Se folosește infuzie, 2-3 cani pe zi, maceratul din vin roșu, 20-30 de grame de flori la 1 litru de vin, din care se bea câte 2 păhărele, și uleiul de lavandă, 2-3 picături la copii și 5-10 picături la adulți, luate pe zahăr de 2-3 ori pe zi, într-o cură de 5 până la 6 zile pe lună. Compresele și masajele cu ulei de lavandă, diluat cu alcool, se pun pe zona ficatului pentru a regla funcționarea normală a acestuia și a vezicii biliare. Uleiul volatil are calitatea de a normaliza funcțiile cardiace, moderând excitabilitatea unor receptori interni. Datorită acțiunii sedative, reduce hipertensiunea arterială, reglează palpitațiile și îndepărtează reacții cardiace pe substrat nervos. Infuzia concentrată are efecte diuretice și antiseptice și intervine în colică renală, infecții renale, uremie, cistite și leucoree. Uleiul eteric, 3 picături în 100 ml de ulei vegetal, se folosește la masarea abdomenului inferior și în zona lombară de 2 ori pe zi pentru tratarea durerilor menstruale. Utilizări externe. Spălături locale, body journal sau comprese îmbibate cu infuzie concentrată, o lingură de flori la 200 ml de apă clocotită, au efecte în vindecarea unor răni, plăgi, ulcerații, infecții, acnee și la spălarea veziculelor produse de varicelă, care dau senzația de mâncărime greu de suportat. Tamponări cu vată dimineața și seara cu tinctură de lavandă în glicerină este recomandată pentru tratarea tenurilor uscate și sensibile. Masaj cu ulei de lavandă, 25 de picături introduse în 50 de ml ulei de floarea soarelui, are rolul de a vindeca rănile sângerânde, ulcere tonice, eczeme uscate, lovituri cu vânătăi, contuzii după căzături, înțepături de insecte, țânțari, albine, viespi, păduchi, pureci și a mușcăturilor de șerpi și animale sălbatice, regenerarea pielii, alinarea durerilor și puruitul tegumentar. Contra înțepăturilor de insecte și a mușcăturilor de șerpi și animale sălbatice are efecte antiinflamatoare și cicatrizante. Masajul pe abdomen are efecte bune în colici stomacali, indigestii, vomeri, balonări și diaree. Comprese cu tinctură de lavandă, 100 de grame de flori macerate 500 ml de alcool. Au acțiune confortabilă în contuzii, luxații, umflături, vânătăi, lovituri la tendoane, reumatism, gută și nevralgii. Frecții cu oțet aromatic obținut din flori de lavandă, petale de trandafir, mentă, salvie, cimbrișor și enupăr, care se macerează timp de 7 zile într-un litru de oțet din vin pentru a trata răceala, gripa și stările febrile. Băi generale aromatizate, preparate cu o infuzie din 50 de grame de flori la 1 litru de apă clocotită. După infuzare, 10 minute se toarnă în apa din cada de baie, având acțiuni calmante, reconfortante și revigorante în nevroze astenice sau după oboseala fizică și intelectuală, dureri musculare și articulare și stări gripale. De asemenea, acționează în combaterea debilități la copii și în fortificarea corpului la persoane slăbite după operații chirurgicale sau după boli grave.
Datorită efectelor calmante, antiseptice și cicatrizante, băile au acțiuni deosebite în vindecarea rănilor, arsurilor ușoare, cistite, leucoree și alte infecții genitale. În locul infuziei din flori se poate folosi o emulsie concentrată cu ulei volatil de lavandă. Băile de picioare cu tinctură de lavandă se fac pe durata de 30 de minute pentru stări de stres, insomnii și nevroze. Irigații vaginale în caz de leucoree cu infuzie concentrată. 30 de grame flori la 1 litru de apă clocotită și infuzarea 20 de minute. Loțiuni după ras cu tinctură concentrată, lavandă ambrată. Apă de toaletă preparată din 100 de flori uscate la 1 litru de alcool de 60 de grade. Dacă se adaugă, o lingură de oțet alb poate fi folosită contra acnei. Căderea părului după spălarea capului folosind un extract din 100 de grame de flori uscate în 500 ml alcool de 30 de grade. După o macerare timp de 2 săptămâni, se folosește la persoane cu alopecie, oprind căderea părului. Florile proaspete sau uscate puse sub pălărie combat migrenele și insolațiile. Sucul din frunze proaspete aplicat pe înțepăturile de insecte sau pe mușcăturile de viperă. Aplicațiile lavandei în alte domenii. Lavanda intră în formulele unor produse cosmetice, cum ar fi apa de colonie, unguiente, loțiuni și deodorante. Pentru odorizare, intră în compoziția săpunurilor de toaletă, a detergenților și unele preparate medicamentoase care necesită mascarea mirosurilor neplăcute. În alimentație, uleiul este folosit la aromatizarea unor băuturi alcoolice și non-alcoolice, a unor dulciuri, gemuri, jeleuri și înghețate, oțeturilor și uleiurilor vegetale, cu condiția să nu se depășească doza maximă de 0,002%. În zona Provence, din sudul Franței, este renumit un amestec de condimente în care lavanda intră alături de tarhon, cimbru, măghiran, rozmarin și fenicul, fiind utilizat la prepararea unor mâncăruri din pește, ton și somon, carne de porc, miel, vită și pui sau legume. Efectul insecticid al florilor proaspete sau uscate de lavandă, mai ales după amestecarea cu flori de sulfină în săculeți de tifon, este valorificat la combaterea bolilor din dulapuri și la parfumarea plăcută a hainelor și a lenjeriei. Aromatizarea și dezinfectarea încăpărilor se face cu ajutorul unor candele aromatizante în care se încălzește ulei eteric sau prin aprinderea florilor uscate pe jeratic, plită sau radiator. Cu mulțumiri pentru aceste minunate și utile informații, domnului profesor universitar Constantin Milică.